Bună dimineața! Bine ați venit, dragii mei, la lecția 14 de limba engleză. Această lecție face parte din acest manual și se referă la aceste două pagini. Exercițiul 1, exercise number 1. Look and match. Privește și unește. The title of this lesson is Whose is this rabbit? Al cui este acest iepuraș? Și revin exercițiul 1. Look and match. Privește și unește. Whose are these blue jeans? Ai cui sunt acești blugi? They are Alice's blue jeans. Sunt blugii Alicei. Number 2. Whose are these shorts? Ai cui sunt acești pantaloni scurți? They are white rabbit's shorts. Sunt pantalonii scurți a iepurelui alb. Number 3. Whose is this skirt? A cui este fusta aceasta? It is Lori's skirt. Este fusta lui Lori. Number 4. Whose are these braces? Ale cui sunt aceste bretele? They are white rabbit's braces. Sunt bretelele iepurelui alb. Number 5. Whose are these boots? Ale cui sunt aceste cizme? They are Alice's boots. Sunt cizmele Alicei. Whose is this hat? A cui este această pălărie? It is Alice's hat. Este pălăria Alicei. Exercise number 3. Exercițiul 3. Look, think and write. Privește, gândește-te și scrie. A. It is Lori's skirt. Este fusta lui Lori. B. They are white rabbit's braces. Sunt bretelele iepurelui alb. C. It is white rabbit's cap. Este pălăria iepurelui alb. D. They are white rabbit's shorts. Sunt pantalonii scurți a iepurelui alb. E. It is Alice's hat. Este pălăria lui Alice. F. They are Alice's blue jeans. Sunt blugii lui Alice. Exercise 4. Look and write. Look at the pictures in exercise 1. Privește și scrie. Uită-te la imaginile din exercițiul 1 sau de la exercițiul 1. A. Lori has a red skirt. Lori are o fustă roșie. B. White rabbit has red braces. Iepurele alb are bretele roșii. C. White rabbit has a red and blue cap. Iepurele alb are o șapcă roșu cu albastru. D. White rabbit has blue shorts. Iepurele alb are pantaloni scurți albaștri. F. No, E. Alice has a brown hat. Alice are o pălărie maro. F. Alice has blue jeans. Alice are blugi. Aceasta a fost lecția 14, o lecție mai scurtă decât celelalte. Am avut ceva ezitare, am văzut litera
greșită la o propoziție. Sper să nu vă supărați foarte tare, dar sunt și eu om, supus greșelii și profesorii mai greșesc câteodată. Dar trecem peste aceste mici inadvertențe și ne vedem în continuare cu sârg de cursurile noastre de limba engleză. Sper că ați învățat destule lucruri până acum. Vă reamintesc, înainte de a închide, apăsați clopoțelul de abonare. La revedere!